Consilierul prezidențial de la Kiev a declarat faptul că Ucraina dorește pace și se arată deschisă la discuții cu Rusia, inclusiv privind adoptarea unui statut neutru legat de NATO. O delegație de la Kremlin este pregătită să discute cu Ucraina. Dacă discuțiile sunt posibile, ele ar trebui să aibă loc. Dacă Moscova spune că își dorește discuții inclusiv în privința unui stat neutru, nu ne temem de asta, a transmis consilierul prezidențial de la Kiev printr-un mesaj text. Rusia folosește baza aeriană din Belarus pentru a mobiliza trupe pentru a lua cu asalt Kievul din cauza daunelor suferite la aeroportul militar Hosmotel din apropiere de capitala Ucrainei, a transmis major al forțelor armate ale Ucrainei, potrivit Reuters. Kievul a fost atacat încă de la primele ore ale dimineții, inclusiv cu rachete care au căzut în zone civile, iar acțiunile militare ale invadatorilor ruși confirmă temerile autorităților ucrainene că se va încerca o cucerire a capitalei în cursul zilei de vineri. Zelenski a spus că este ținta principală a rușilor, dar nu va pleca. Acesta a acuzat țările occidentale că stau și privesc de la distanță în timp ce Ucraina trebuie să se apere singură.